Așadar, distinși oaspeți, cu inima și cu inimile pline de recunoștință și de emoție, vă salutăm și vă mulțumim că ne onorați cu prezența dumneavoastră la inaugurarea Complexului de Servicii pentru Comunitate pentru persoane adulte cu dizabilități Roman. Acest moment nu este doar o onoare pentru noi, ci reprezintă un pas important, semnificativ, aș spune, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții comunității noastre. Îmi doresc, în primul rând, să ne exprimăm gratitudinea tuturor celor care au contribuit ca acest proiect unic și îndrăzneț să se finalizeze anul acesta. Mulțumirile noastre se îndreaptă așadar în primul rând conducerii Consiliului Județean Neamț. Trebuie să spun celor care nu știu că încă din anul 2018 conducerea Consiliului Județean Neamț a creat și a înțeles nevoia creării de servicii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități din comunitate. O investiție semnificativă a fost, cu ajutorul căreia a fost posibilă crearea acestui centru, vine din partea Consiliului Județean Neamț, fără de care astăzi noi nu am fi aici și fără de care persoane din comunitate, persoane adulte cu dizabilități, nu ar beneficia astăzi de servicii gratuite de recuperare în comunitate. A fost o muncă asiduă pentru cei care sunt astăzi prezenți și dacă îmi permit să-i nominalizez, l-am văzut, nu-l mai zăresc pe domnul Doru Conache, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, care a consolidat relația cu complexul nostru, ca să nu spun de președintele Consiliului Județean, care ne-a sprijinit, ne sprijină și ne-a făcut promisiunea că ne va sprijini în continuare în vederea furnizării de servicii de calitate pentru persoanele adulte cu dizabilități. Le mulțumim! Nu e doar o mulțumire de fațadă, e o mulțumire sinceră din suflet. Fără dumnealor, fără această investiție, noi astăzi nu am fi fost aici. Drept pentru care mi-am permis așa să scot din telefon câteva poze, așa cum am preluat noi clădirea, de fapt cum a preluat-o Consiliul Județean. Era într-o stare critică, aș putea spune, dar prin muncă, determinare și investiția făcută, astăzi arată așa cum o vedeți cu toții. Îmi pare rău că n-au ajuns încă cei din conducerea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, dar le putem aduce mulțumiri și ulterioare. Le mulțumesc totuși pe această cale pentru contribuția adusă. Doamnei director general Cristina Păvăluță, doamnei director general adjunct Mara Panduru, care ne-a consiliat ori de câte ori am avut nevoie, și celorlalți doi directori la copii și administrativ. Nu în ultimul rând, ne manifestăm recunoștința colaboratorilor noștri. Văd aici un reprezentant al municipiului Roman, al primăriei, a Direcției de Asistență Socială, DAS-ului din Roman, domnul director, reprezentanți ai primăriilor comunelor limitrofe municipiului Roman. Îl zăresc acum doar pe domnul Tăbăcariu. N-aș nominaliza toți primarii prezenți, n-aș vrea să greșesc vreun nume sau somit vreunul, dar le mulțumim tuturor prin contribuția lor și prin îndrumarea lor, prin intermediul serviciilor de asistență socială din cadrul primăriilor dumnealor.
beneficiarii legii au acces și au fost îndrumați către servicii de specialitate, către noi, de fapt. S-a spart în balon. Către serviciile noastre. Prezența astăzi sunt câțiva din beneficiarii noștri. Au răspuns pozitiv invitației noastre. Le mulțumim pentru prezență. Ce pot să spun despre ei este că ne bucură când îi vedem zâmbind. Ne bucură când vin la noi cu încredere și speranță și suntem determinați și chiar credem că prin intermediul serviciilor noastre își pot îmbunătăți calitatea vieții. Scopul, de fapt, în sine al complexului este de a fi un suport, de a oferi solidaritate și de a contribui la dezvoltarea serviciilor pentru recuperare în comunitate. Pe scurt, vă voi explica cum este constituit complexul. El are trei componente. În partea de jos este un compartiment de deservire. El deservește comunitatea. Preluăm anual peste 5.000 de solicitări din partea beneficiarilor și aparținătorilor legii, 448 din 2006, sunt persoane cu dizabilități. Din municipiul Roman sunt beneficiarii și din comunele limitrofe. Iar de noutate sunt cele două servicii sociale licențiate. Este vorba de centrul de zi, unde ne aflăm astăzi aici. El oferă terapii de recuperare gratuite persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate. Unicitatea acestui serviciu social este că este dedicat în exclusivitate comunității. Și pentru că cel mai important aspect, toate terapiile și intervențiile sunt gratuite. În prezent, oferim servicii de recuperare de kinetoterapie, logopedie, psihopedagogie și psihologie. Celălalt serviciu social licențiat este echipa mobilă. Și acesta este unic datorită faptului că deservește comunitatea, mă refer strict la persoanele greu deplasabile și nedeplasabile din comunitate. Și aici serviciile sunt toate gratuite și beneficiază toate persoanele adulte încadrate în grad de handicap. Ce pot să vă mai spun este faptul că consider că prezența dumneavoastră aici reprezintă cumva faptul că putem împreună să construim punți către o lume mai bună, să putem produce lumină, să aducem lumină în viețile celor cu nevoi speciale, care au nevoie de recuperare, care au nevoie de reabilitare pentru a își îmbunătăți nivelul de trai și modul de viață. Terapiile sunt esențiale pentru ei. Ele nu se opresc undeva și ei sunt recuperați. Ele trebuie să fie continue. Ele trebuie să nu aibă întreruperi pentru a avea cumva succes. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Mulțumesc presei. În mod deosebit, prin intermediul presei, informațiile sunt cele reale care se împrăștie și merg către oameni. Spun asta pentru că, din păcate, reticența oamenilor vine și atunci când spun că terapiile sunt gratuite, ca și cum n-ar fi pentru ei, ca și cum, sigur, vor fi niște costuri undeva suplimentare adăugate la un moment dat. Nu, terapiile noastre toate sunt gratuite, toate sunt pentru persoanele adulte cu dizabilități din comunitate. Iar scopul întâlnirii noastre aici este tocmai acesta, de a furniza corect informații despre serviciile oferite. Mai mult decât atât, eu îndrăznesc să sper și să îmi doresc ca servicii ulterioare să apară, să ne creștem varietatea de servicii în urma identificării nevoii odată ce lucrăm cu beneficiar în centru de zi. Mai mult decât atât, în cadrul echipei mobile ne dorim același lucru. Să acoperim cumva zone cât mai mari din municipiu, județul Neamț. Este un serviciu pentru oameni. Este despre oameni și despre nevoile lor. Iar eu astăzi vă mulțumesc că ați fost alături de noi și v-ați făcut timp. Îndrăznesc să îl invit pe domnul președinte al Consiliului Județean Neamț să ne spună câteva cuvinte despre complexul nostru, așa cum l-a regăsit și cum există astăzi, acum, pentru noi și pentru comunitate. Dați-mi să vă
Mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a prezenta câteva aspecte legate de acest complex social. Dacă cineva nu mă cunoaște, mă numesc Asafte, sunt președinte Consiliul Județean Neamț și am venit într-o echipă de oameni demni, de oameni care vor să facă treabă. Mă refer aici la domnul vicepreședinte Păduraru, mă refer aici la domnul prefect Adraniță și sigur și la domnul Conache, care știu că întotdeauna, deși el este artizanul din spate a tot ce se întâmplă, nu stă în lumina reflectorilor, dar iată că noi avem blestemul ăsta de a apărea în situații de acest gen și să spunem câteva cuvinte. Nu aș vrea să intru pe ideea profesională și de specialitate prezentată de doamna directoare, ci aș vrea să spunem un lucru extraordinar de important pentru ceea ce înseamnă comunitatea romașcană și cele 27 de comunități, de comune, care vor beneficia de serviciile acestui centru. De fapt, beneficiare esențiale, beneficiare absolut, nu sunt comunele în sine sau municipiul în sine. Și iată, acești oameni cu probleme și nu dintre cele mai ușoare. Scopul acestui complex social, care îl vedeți realizat prin contribuția Consiliului Județean, printr-un efort financiar considerabil, dar o facem pentru oameni, este unul foarte clar și, aș zice, direct proporționat și spre un anumit scop. Deci, oamenii care au probleme, adulți cu dezabilități. Mai este un element pe care vreau să-l subliniez. Acest centru este realizat la roman și, repet, e esențial acest lucru. Tocmai ca cei care sunt cu problemele care sunt, aceste probleme de sănătate, nedorite de nimeni, să nu mai facă deplasarea până la municipiul reședință de județ și să vină într-o zonă apropiată, care înseamnă municipiul roman, care înseamnă, practic, o apropiere, a zice, destul de serioasă de nevoile și necesitățile lor. Cred că echipa de profesioniști m-a bucurat foarte mult, sigur că planul a fost aprobat tot de noi, de Consiliul Județean, faptul că avem o echipă de evaluare și, aș zice, inițiere pe timp de zi aici, în sensul că puteți primi vreo 90 persoane cu probleme, în centru de zi, și de asemenea echipa mobilă care poate deservi în jur de 40 de pacienți. Este extrem de important. Toate serviciile sunt gratuite și mă bucur că am subliniat, doamna directoare, gratuitatea nu implică nimic absolut, decât dacă luați DEX-ul, vezi, gratuitatea înseamnă un serviciu pe care îl oferim în favoarea cuiva, fără a-i cere ceva în schimb. Poate cerem ceva. Cerem la profesioniștii noștri, de la specialiștii noștri, să acționeze cu acea competență și cu acea dăruire prin care să urmărească clipă de clipă, zi de zi, un scop principal, ameliorarea sau aducerea în deplinătate de sănătate a celor cu probleme destul de, aș zice, de sănătate destul de serioase. Unele mai grave, altele mai puțin grave. Deci, iată că acestea fiind zise, n-am decât a vă ura succes și aș vrea să vin să văd activitatea în plină desfășurare și cu rezultate pe măsura așteptărilor. Dacă în zilele trecute am oferit beneficiarul final săptămâna trecută un drum expres, axă strategică de 70 km care pleacă de la Piatra Neamț, ajunge la Roman, merge spre Ion Creangă, Icușești până la granița cu Bacăul, am oferit-o beneficiarul în sensul că am redat-o cetățenilor pentru a circula. Iată că astăzi oferim tot cetățenilor
cu anumite probleme de sănătate, un centru care cred eu că se va ridica la ceea ce înseamnă că este noastră așteptările noastre ale tuturor. Bună ziua din nou! Întotdeauna nu îmi pregătesc un discurs înainte, dar încerc să realizez o conexiune cu locul în care merg. Și astăzi, aici, între dumneavoastră, trăiesc o emoție specială și pot să vă spun că, într-adevăr, se confirmă încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni, iar faptul că acum, în preajma sărbătorilor, reușim să inaugurăm acest centru atât de important pentru comunitatea romașcană, dar și pentru toate celelalte comunități din jur, centru care, așa cum bine se amintea, deservește peste 5.000 de beneficiari. Beneficiari despre care mie îmi place să cred și sunt convins de asta că nu sunt oameni cu probleme. Și poate că problema este la noi atunci când nu realizăm câteodată că atunci când facem referire la aceste suflete deosebite, nu ne gândim că de cele mai multe ori poate lipsa lor de mobilitate în unele situații este compensată de o inimă extraordinar de mare. Și de aceea trăiesc această emoție deosebită astăzi în prezența dumneavoastră și mă bucur că particip la această inaugurare a acestui sediu și mă mai bucur că actuala conducere a Consiliului Județean continuă toate proiectele începute de vechea conducere și dacă e să ne referim la asistență socială, sunt foarte multe astfel de proiecte. E vorba de căsuțele protejate, e vorba de cele două investiții deosebit de importante de la Dragomirești. Este vorba de un spital de aici, din Roman, și de multe alte investiții care au fost gândite tocmai pentru a îmbunătăți viața acestor beneficiari care au nevoie de suportul nostru. De aceea e o bucurie imensă și vă mulțumesc pentru emoțiile pe care mi le-ați provocat astăzi. Vă urez și o sărbători fericite, să dea Dumnezeu împreună cu toți cei aproape 30 de specialiști de aici să reușiți ca să aduceți zile senine în fiecare zi, pentru că dacă dumneavoastră veți fi mulțumiți și fericiți, sunt convins că și ei, am văzut o echipă extraordinară aici, vor trăi aceeași satisfacție. Domnul să ne ajute pe toți să fim mai buni și să urmăm căile și să avem sărbători fericite. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor, cu mare emoție, într-adevăr, dar și cu bucurie. Suntem astăzi în prezența aici, la inaugurarea acestui centru, complexul de servicii pentru comunitate, pentru persoanele adulte cu dizabilități. Este un proiect important al Consiliului Județean Neamț, pentru că prin acest centru vrem să oferim sprijin acestor persoane cu dizabilități, vrem să creăm un mediu perfect adaptat condițiilor lor și să-i susținem pe aceștia. De asemenea, ne dorim mult să oferim prin aceste servicii specializate prin care starea de sănătate a lor să se amelioreze și să poată să aibă parte ușor-ușor de o incluziune socială. Echipei inimoase de la acest centru pe care am cunoscut astăzi, vă doresc mult succes în activitate, beneficiarilor multă, multă sănătate și sărbători fericite tuturor! Bună ziua! Eu am să încerc să fiu foarte scurtă. Vreau să spun doar că sunt foarte mândră de ce vă dați aici și de ce zic asta, pentru că doamna director poate să confirme că totul a pornit de la o idee acum mulți ani în urmă, o idee venită din necesitatea de a sprijini populația din municipiul Roman și din localitățile limitrofe, de a-i ajuta să nu mai ajungă la sediul DGASPC Neamț pentru a depune dosare de încadrare în grad de handicap. De aici a pornit ideea. Pe parcurs am
constatat că e nevoie de mai mult. Și de la o simplă idee am ajuns la acest centru, un centru frumos, foarte bine dotat, cu specialiști, care va veni în sprijinul populației din municipiul Roman, localităților limitrofe, și noi sperăm că o să-l dezvoltăm cât mai mult. Pentru că, într-adevăr, cred că este singurul centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu servicii gratuite din această zonă. Vă urez și o sărbători fericite, urez succes tuturor specialiștilor din cadrul centrului și să sperăm că beneficiarii anul viitor, poate ne vom întâlni, ne vor putea spune dacă serviciile de aici s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Numai. Să știți că nu am uitat de echipă, să-i mulțumesc și să-mi îndrept recunoștința și către ea, de fapt, datorită lor, beneficiarii noștri astăzi pot beneficia și pot avea acces la servicii de recuperare gratuite, dar pentru că au ales să ne facă o surpriză, un mic moment artistic, foarte, foarte scurt, în prag de sărbători, în ajun de Moș Neculai. Nu suntem artiști consacrați, dar am muncit alături de părintele care este beneficiar al complexului nostru și al centrului de zi, care ne-a îndrumat și ne-a ajutat să învățăm câteva versuri dintr-o colindă mai specială. Deci mulțumim părintelui, mulțumim beneficiarilor și mulțumim echipei noastre. Dedicarea echipei noastre și munca noastră se vede că are rezultate astăzi. Ne dorim ca împreună să construim și să producem bucurie în sufletele celor aflați în nevoi și a persoanelor cu nevoi speciale. Vă mulțumim!